La punctul 9 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea rectificării bugetelor proprii ale județului Vrancea pentru finanțarea unității administrativ-teritoriale județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea pe anul 2024. Dacă sunt observații. Înțeleg că nu. Dănuț Cristian? Scuzați, tu nu te uiți ca mele? Da, domnul consilier Dănuț Cristian, vă rog. Domn primar. Bună dimineața, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Suntem sub imperiul unei ședințe extraordinare și în cadrul acestui proiect privind rectificarea bugetară avem alocări de sume privind calamitățile de pe 204P la Gura Caliției. Alunecări de teren arhi cunoscute de peste 20 de ani și nu înțelegem cum acum, când mai avem o lună din acest mandat, găsim așa de important și de urgent în ședință extraordinară să găsim soluții. Ținând cont de faptul că în urmă cu câțiva ani și mă refer în acest mandat, s-a pierdut o finanțare europeană privind acest drum care interconecta comunele Dumitrești și Gura Caliței, în momentul respectiv decizia fiind ca Dumitrești să asfalteze acel segment de drum pe care acest segment de drum pe care tranzitează. Care este elementul de urgență privind alocarea de aceste sume în ședință extraordinară, nu cunoaștem. Deci, le știm, sunt peste tot în România cunoscute calamitățile de la Gura Caliței. Am reușit să nu prindem ghilimele de rigoare, să nu prindem finanțare europeană acolo, dar acum, cu o lună de zile înainte de finalizarea mandatului, haideți să vedem cum facem ca urmare a unei adrese. Prin urmare, grupul consilierilor PSD va fi împotriva acestui proiect de hotărâre, dat fiind faptul că nu își are rostul prezența acestui element în cadrul proiectului într-o ședință extraordinară. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Deci, înainte de a-i da cuvântul domnului director Iordache, o să vă spun eu două cuvinte și sper ca să vă răzgândiți, ca să aprobați. Deci, acești bani pe care noi îi propunem astăzi pentru această calamitate erau planificați pentru trimestrul 4, când deja începe înghețul și nu mai puteam să facem acele lucrări și nu-și mai aveau rostul, pentru că acum sunt oamenii care sunt izolați acolo, în acele cătune, să zic așa, sau sate, cum vreți să le spunem. Și de asta ne-am gândit cu toții că ar fi bine să facem această lucrare acum și nu în noiembrie sau în decembrie. Dar o să-l las pe domnul director Iordache să vă explice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor, domnilor consilieri. Drumul județean 204P, așa cum a precizat domnul consilier anterior, a fost propus la finanțare în programul operațional regional, dar datorită faptului că 2014-2020, dar datorită faptului că se propunea o soluție pentru zonele cu alunecări de teren care reprezenta 27 de puncte, o soluție cu un viaduct, nu a fost introdus la finanțare pentru că fondurile structurale nu finanțau lucrări noi, ci doar lucrări de modernizări drumuri. Din această cauză s-a pierdut finanțarea, adică a fost exclus din lista proiectelor finanțate. Fiind alunecări de teren active, aceste zone de peste 30 de ani produc afectarea drumului județean 204P și s-a încercat în anii anteriori de a se executa lucrări de aducere la starea tehnică inițială. Adică se făcea o simplă profilare a drumului, se așternea material pietros, adică balaj, și se compacta. Întrucât alunecările de teren, mă repet, sunt active, peste o lună, la prima ploaie, drumul devenea impracticabil. Există riscul major ca 4-5 sate din această comună, dealul lung, Rașca, Peretic, să rămână izolate dacă nu s-ar executa aceste lucrări. Lucrările la o primă examinare vizuală ar părea că sunt marca și valori.
dar lucrările care le-am făcut și care le facem acolo, chiar invit consilierii județeni să meargă, sunt lucrări de refacere și pune în siguranță a drumului. Adică se fac lucrări de consolidare a drumului cu fundații indirecte, mai pe românește spus, cu coloane forate la adâncimi de 12 metri, 14 metri, 16 metri. Deci se forează o lungime de care este lungimea activă de alunecare de teren, se introduc acele coloane forate care au diametru de 800 de milimetri, 900, 1000, cum rezultă din proiectare, și se umplu cu beton. Apoi se rigidizează toate capetele acelor coloane forate printr-un zid de sprijin. De asta par lucrările, sunt complexe și par mari ca și preț, dar sunt lucrări de punere în siguranță care nu vor mai permite alunecările de teren. Și repet, urgența o reprezintă faptul că trebuie puse în siguranță zonele respective. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule director. Dacă mai sunt observații? Înțeleg că nu. Domnul Opriș? Da, domnul Opriș. Da, vă rog. Bună ziua, domnule vicepreședinte, domnilor consilieri județeni. Pentru cei care ne urmăresc, pentru cetățenii județului Vrancea, dacă există posibilitatea să dați și tire sumelor care se doresc a fi alocate pentru acest proiect. Sumele. Mulțumesc frumos. Da, domnul director Iordache, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor, domnilor consilieri. Dacă studiați cu atenție programul de activităților de întreținere și modernizare a drumului, veți constata că în acest program sunt cuprinse mai multe puncte după drumul județean. S-au executat în perioada anterioară lucrări în punctele Preot, Gavrilă și Baltag și, repet, mergeți să vedeți ce lucrări de complexitate s-au făcut și eficiente în exploatare. Sunt lucrări de realizat în două puncte acum la această dată, sat Gura Caliții și satul Șotărcar, punctul Izlaz, în ambele sate. De asemenea, dacă vă uitați în program, constatați că mai sunt lucrări de refacere a drumurilor și punere în siguranță a drumurilor județene, respectiv drumul 205L la Negleș, punct Rusu Ion, pod peste pârâul Pinului pe DJ 205D la Nereju, și refacere și consolidare ziduri de sprijin pe zona Prisaca, Comuna Valea Sării. Suma alocată este 4 milioane de lei. Este total insuficientă pentru a... este într-o primă etapă posibilă pentru și utilizabilă pentru începerea lucrărilor, dar pe parcurs, după ce vom elabora expertizele tehnice și studiile daliurile necesare, vor rezulta sumele exacte. Acum este o sumă estimativă, ceea care s-a alocat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul director. Înțeleg că domnul consilier Melinte vrea să mai aibă o observație sau o întrebare. Da, domnul consilier, vă rog. Vă rog, domnul consilier Melinte, mai aveți? Microfonul, trebuie activa microfonul. Deschide. Nu se aude nici acum? Acum da, se aude. A discuției avute cu doamna Mățău, rectificarea bugetară era pentru ședința ordinară din luna septembrie, pentru că și trimestrul 4 începe cu luna septembrie. Văd că ne-a băgat așa ca mai mult pe gât acest proiect de hotărâre pe repede înainte, să votăm rectificarea asta de pe care ne povestește domnul Iordache că se spovește vechi, nu de acum, consolidarea se întâmplă atât de repede, dinainte să dăm sumele astea, pentru că vi se termină mandatul. Nu lăsați sumele așa cum au fost ele proiectate în proiectul de buget pentru semestru 4, că dacă vă gândească în gheață
atât de repede de luna septembrie terenul, aveați să aveți în vedere să-l puneți sumele alea în trimestrul 3. De aceea noi suntem să discutăm acest proiect de rectificare bugetară în ședința ordinară din luna septembrie. De aceea noi votăm împotriva acestui proiect. Domnul consilier, ați discutat cu doamna Mățău despre execuția bugetară pe trimestru 3, nu, sau 2, nu pentru rectificare. Da, dacă vreți, îi dau cuvântul doamnei Mățău să vă spună despre ce ați discutat. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri. V-am trimis în două părți mai multe proiecte de hotărâri și ieri ați mai primit încă un proiect de hotărâri. Am menționat că acele proiecte de hotărâri care au modificată urgența în referat vor intra într-o ședință extraordinară din luna august. Ați primit de asemenea și dispoziția de convocare în care erau pe ordinea de zi menționate toate proiectele de hotărâri care vor fi dezbătute în ședință. Au fost trimise două proiecte de hotărâri cu privire la buget, și anume execuția bugetară pe trimestrul 2 al anului 2024 și rectificare bugetară. Sunt două proiecte de hotărâri distincte. Întrucât în referatul direcției de specialitate a fost motivată o urgență, a fost întocmit acest proiect de hotărâre cu privire la rectificare bugetară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mățău. Dacă mai sunt observații, domnul consilier Crețu, vă rog. Bună ziua, domnule președinte de ședință, dragi colegi. Suntem obișnuiți cu astfel de intervenții din partea grupului PSD, total politicianiste, fără nicio legătură cu realitatea. Domnul consilier Cristian Dănuț, văd că nici nu face distinția între a pierde un proiect sau a nu-l câștiga. Da? Ca să pierzi ceva, întâi trebuie să-l ai. Proiectul ăla n-a existat niciodată. A fost propus spre finanțare, este altceva. Și nu a fost în mandatul anterior, ci așa cum spunea domnul director Iordache, mult înainte, în celălalt mandat. Așa că nu s-a pierdut nimic. Dar veți răspunde în fața cetățenilor dacă în această perioadă, până când vor avea loc lucrările, se va întâmpla ceva pe acel drum și mii de oameni vor rămâne sinistrați. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Dacă mai sunt alte observații? Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Cine? Da, vă rog să numărați. Vă rog, ridicați mâna cei care sunteți pentru. Să se vadă în fața camerei. Cât? Da. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, epuizându-se dezbaterea proiectului de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 26 august 2024. Vă doresc o zi liniștită. La revedere, o zi bună.